Autoritățile din România sunt în alertă acum. Dunărea atinge cote alarmante la intrarea în țară. Debitul este de 3 ori mai mare decât ar fi normal pentru această perioadă. În punctele critice au fost aduși mii de saci cu nisip și utilaje de intervenție, anunță specialiștii de la Apele Române. Debitele Dunării în ultima perioadă au fost într-adevăr în creștere. Dacă facem o comparație cu data de 13 septembrie, când debitele Dunării erau de 2200 de metri cubi pe secundă, astăzi vorbim de debite de aproape 3 ori mai mult, 6100 de metri cubi pe secundă, iar conform prognozei realizate de colegii noștri de la Institutul Național de Hidrologie, pentru până pe 28 septembrie estimăm să avem debite de 8300 de metri cubi pe secundă. S-au inspectat toate punctele, inclusiv punctele critice. Ce înseamnă punctele critice? Sunt cele care au fost vulnerabile în 2006. Acolo s-au adus saci cu nisip care vor impune după caz consolidarea și supraînălțarea digurilor, de asemenea utilaje de intervenție dacă va fi cazul, astfel încât cu prioritate populația să fie protejată și riscul de inundații să fie cât mai redus.